Emisiunea Agricultura la Raport vă este oferită de Adama. Am revenit în direct. Cred că v-ați dat seama că și în timpul pauzei au fost discuții la fel de aprinse. Domnul Muscă, haideți să vă continuați ideea. Ce mai cerem noi către domnul prim-ministru? Avem nevoie de să ne aloce niște culoare prioritare pentru tirurile românești, să nu le mai prioritizăm numai pe cele din Ucraina, iar pastele noastre să stea câte 3 zile în port la Constanța să descarce, altfel riscăm să rămânem cu marfa în câmp și nu o să mai putem să recoltăm. Ca să trecem puțin mai repede. Avem nevoie urgent, stimați domni, de taxe vamale. Este obligatoriu, cred eu, din punctul meu de vedere, să avem taxe vamale la produsele agroalimentare non-UE. N-avem nicio obligație la țările non-UE să le permitem să intre fără taxe vamale. Sunt niște bani care ar veni corect către bugetul de stat, către noi, și atunci am avea posibilitatea să avem și noi un preț. În afară de faptul că acei bani vor veni către bugetul de stat, unde vom avea bani să dăm la sănătate, unde vom avea bani să mărim o alocație la copii, să nu dăm 250 lei la copilul din România și la cel din Ucraina să dăm 3700, să putem să ne gândim și la copiii din România, să plătim și la sănătate, la profesori, iar noi, cu aceste taxe vamale, este și un beneficiu pentru fermierul în România, că atunci nu se mai vinde la preț de 40-50 de bani kilogramul de grâu și va veni măcar la 80-90 de bani, la prețul la care și eu aș putea să-mi vând și eu marfa asta ca să pot să ies și eu măcar pe linia de plutire. Mai departe, avem, s-a rezolvat ceva, o problemă cu cele cu GAEC-ul, să vedem cum se va finaliza. Ce vă mulțumește de, soluția asta cu GAEC-ul? Noi am cerut eliminarea, nu ne mulțumește, dar derogare, o derogare decât nimic. De zile, decât nimic. Dar nu s-ar putea pune perdele. Perdele interzise să pună pe locul. Hai lăsați asta cu perdele, că nu ține acum de perdele. Bun. Mai departe. Dorim neapărat ca să putem să avem o performanță. Ca să avem o performanță ar trebui să fim și noi măcar la o subvenție de 250 de euro pe hectar. Nu putem. Adică ai venit, ai făcut un pac și în loc să-mi crească și mie, că la integrare și la primirea noastră în comunitatea europeană, ni s-a spus că primul exercițiu financiar va fi mai așa, că suntem mai zăbuți cu tare, cu o contribuție mai mică. Dar din al doilea, 2023-2027, vom ajunge și noi. Și avem și producție. Și avem și producție. Și, adică vom ajunge și noi la adevăr. Bun, un telespectator. V-am spus că emisiunile mele sunt urmărite. Da. Și datorită nouă. Dar, doamne, datorită invitațiilor, că normal, până la urmă îmi spus eu altceva. V-aș dori și dumneavoastră să aveți atât de mult succes pe partea de jurnalism, cum avem noi aici la AgroTV. O să vă arăt like-urile care le-am primit astăzi. Așa, chiar, da. Bine. Domnul Beghe din Brăila, da? La telefon. Bună seara! Bună seara, mă auziți? Da, vă auzim. Ia ziceți. Bun. Am și o întrebare la domnul Muscă, dacă se poate. Da. Am o fermă în Brăila, în județul Brăila, la Bărăganu, undeva la 10 capete de vaci, băgate la SCZ, ANT și așa mai departe. Mi-a fătat una dintre vaci, două dintre vaci, au avortat. Ok, cei de la asociație mi-au dat bilet din ăla cu fotografie, cu tot în regulă, că s-au înregistrat viței decedați, sunt decedați, așa, avortați, iar dânsii de la API au vrut să-mi tai subvenția cu ocazia asta. Nu este corect. Trebuia să vă dea subvenția. Păi da, și din cauza asta am sunat și la dânsii de la API de la București și tot au încercat să mă încurce. Trimiteți-mi mie codul de exploatație să mă ocup eu. Da, o să vă dau codul de exploatație. O să, nu știu, o să intervin din nou cu un telefon și vă dau codul de exploatație. Vă rog, vă rog. Lăsați numărul în regie, că nu facem... Da. Așa, da? Bine. Da. Mulțumim, bine. Sănătate. Bine, sănătate mult. Uitați, domnul Muscă, întrebări pentru dumneavoastră din partea unui telespectator. Zice așa, vă rog frumos să întrebați pe domnul Muscă dacă Sindicatul Fermierilor Patrioți este înregistrat juridic și dacă cele 6.000 de persoane sunt membri ai sindicatului cu cerere de adeziune și cotizație plătită. Cotizație n-am preluat până acum, nu luăm cotizație. Suntem singurul sindicat care nu... Și sunteți înregistrat juridic? Așa, și mai zice ceva și încă ceva. De ce a ieșit public după întâlnirea cu ministrul agriculturii și a anunțat că toate revendicările au fost soluționate? Nu.
Să pună bine cu șeful, nu, cu nu, șeful, nu. Domnul. Am ieșit și am spus clar că s-a semnat un proces verbal pe care vi l-am înmânat și dumneavoastră, uitați-l aici, da, cu semnături, cu tot, ceea ce a promis ministru. Eu n-am spus la oameni să plece acasă sau să te rupă. Asta s-a dus într-o iluzie, am ieșit și am spus că s-a semnat un proces verbal, uitați-l aici. Cu toate măsurile care le-ați cerut, rezolvat. Nu, nu. Așa a apărut pe post. Cu date certe, cu date certe. Adică acolo am fost toate formele date asociative de România, n-am fost singur. Dar dumneavoastră ați dat declarație că dumneavoastră sunteți mai cunoscut și presa vine imediat la dumneavoastră. Nu, nu merge, acolo a fost toți. Domnule, dumneavoastră ați dat declarație la televizor, eu v-am văzut. Poate te uităm atâta pe spate. Bine. S-o înțeles greșit. Da, spuneți-mi întrebare valabilă pentru toți trei că ați fost la proteste. Și știți la ce fac referire. De ce s-au oprit protestele la afumați când în Europa, practic, ceilalți fermieri continuau să se manifeste, să protesteze? Din punctul meu de vedere, vă spun clar, acolo trebuia solidaritate și respect din partea celorlalți fermieri. Omul ăsta nu mai putea să stea acolo și eu la fel. Eu m-am îmbolnăvit de sinusită, am plecat în perfuzii. Adică trebuia să vină să ne înlocuiască și altcineva, și domnul, și domnul. Păi dacă nu sunt membru, de ce nu vă înlocui? Dar nu ești român? Alo? Dintre cei șase? Dumneata, ești fermier? Fermier, da. Și atunci? Nu vorbiți. Domnule, părerea mea acolo a fost... Ascultă, părerea mea că aceste mitică au fost dirijate un pic politic. Ai văzut? Nu a fost deloc. Asta-i părerea mea. Asta-i. Hai să-i ascultăm. Dar de ce nu faceți dumneavoastră un protest? Eu nu simt nevoia. Nu simt nevoia. Bun, domnul Marince, credeți că s-a procedat bine că s-a oprit protestul când cei din Europa protestau? Nu, nu, cu siguranță nu. Deci domnul Ghinea, ascultați, au fost aproape o lună de zile. Nu știu câți au fost acolo să vadă. Deci mie mi-a trecut frigul prin oase. Nu așa. Așa este. Deci cine o să fi stat acolo? Nici televiziunile multe nu au fost, pentru că a fost un frig, nu-i ca acum, domnule, dacă era. Și echipe ca la hockey. Ascultați, motorină, bani, mâncare, au venit. Deci a fost nu a fost ce susținere din țară. Păi a fost organizat. Ca să stai atâta. Ce rost are să stai 3 luni de zile și să nu se întâmple nimica? Pentru că am fost puțini. Dacă veneau și domnul și alții care acum pe de margine stau, că ei nu, cred că e neamț, nu e român. Are fermă, dar el nu participă la protest. Aici stă la masă la cald, dar nu a stat o zi în frig să vadă cum e. Bun, haideți că avem un telespectator, Iulian Siminic din Botoșani. Bună seara! Bună seara, bună seara dumneavoastră și invitația dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Așa, ia ziceți, domnul Siminic. Am și pentru domnul de la Hunedoara și pentru domnul Musca am două întrebări. Așa, ziceți. Domnul de la Hunedoara este un domn deosebit, văd că știe, dar să știți că vreau să-mi răspundă la o întrebare. Cum se explică că în România, de la 5 milioane de vaci de lapte, am ajuns la 800 de mii? Pot să răspund? Da. În primul rând că în țară, din păcate, nu mai sunt oameni capabili să trudească, că e muncă foarte grea la vaca de lapte. Și în același timp nu suntem în stare să vindem, pentru că acceptăm produse din străinătate la prețuri mai mici și știți cum e? Că noi ca nu la suntem piață, capabili, la piață micul producător nu mai are loc de angrosiști. Îi adau și pe cont, da, și atunci micul producător în piețele pe care scrie piața agricolă a primăriilor. Dar e plină de angrosiști care iau marfă de la metro și o vând fără bon fiscal și fără toate astea. Eu bun, ăsta e răspunsul. Domnul meu, haideți să înțelegem, că am văzut cu dumneavoastră, că poate nu vă înțelegeți cu invitația de platou, dar hai să ne înțelegem următor. Da. Nu cred că asta este replica. Replica este că România la ora actuală importă 65% din lapte din străinătate. Doi, subvenția pe litru de lapte se dă în afară, da? Atenție, pe litru de lapte. Iar se dă afară, la fermierul din afară. Corect. Iar în România nu se dă așa ceva. Trei, fermierii din afară, din excedentul de lapte, exportă laptele la către procesatorii noștri, bașchiu, cât mai ieftin, da? Corect. Iar patru, România au ajuns, producătorii noștri, procesatorii noștri de lapte, au ajuns să se roage de mari retaileri să pună produsul respectiv la un preț derizoriu. Iar dacă vă uitați,
ei au, dau foarte ieftin, iar la raft le impune un adaus comercial de cel puțin la produse lactate de 50-60%. Adaus. Mergeți la un procesator care are magazin, să vedeți că un kilogram de smântână, un litru de smântână este 26 de lei și mergeți la mari retailer, nu dau aceeași smântână, aceeași etichetă este 45 de lei. Aici. Deci, haideți să o luăm realitate. Eu sunt din județul Botoșani, sunt 3 mari fabrici de lapte la noi. Am avut N discuții cu laptele. Nu se face nimic dacă laptele la ora actuală este 1,7, nici costul de producție. Și sunt fermieri care încă mai au plăcerea să crească aceste animale. Iar dumneavoastră ne spuneți nouă să creștem vaci de lapte, de carne. Vaca de carne, munca este cel puțin jumate față corect, de lapte. Nu mă spun mai mult. Puțin. Aveți dreptate. Hai să ne înțelegem. Aveți dreptate. Doi, domnul Muscă. Domnul da. Muscă. Da. Domnul Muscă, dar ce are vaca de lapte? Are coada la spate când o s-a dat 100 de euro și pentru ea? Am insistat, stimate domnule, am făcut tot ce e posibil. Acum am o întâlnire săptămâna viitoare cu niște puși la dispoziție cu șeful de cancelare la primul ministru. O să insistăm, pentru că i-am spus că este mare dificultate vaca de lapte. A spus că ne-a dat anul trecut și că anul ăsta nu mai poate să ne dea. Sper să-i conving să ne dea și 900 de euro pe vaca de lapte. Domnul Muscă, da. Sunteți crescători de bovine, nu? Da. Peste 90% dintre fermierii din România, crescători de vaci și de lapte, nu a accesat bunăstarea pe animal. Știm. Pe animal, vaca de lapte. Da. Acolo sunt bani care se pierd. Peste 30 de milioane de euro. 30 de milioane de euro. S-au accesat doar 4 milioane de euro din 30. Unii să dăm domnul Muscă banii aia? Să ne răspundă ministrul agriculturii. Deci, verificați la APIA. Peste 90% dintre fermieri care nu au accesat bunăstarea pentru vaca de lapte. Corect. Acei 130 de euro. Iar banii ăia am solicitat și eu personal. Dom'le, unde se duc? Anul trecut vă arăt întâi dată la minister care am făcut pentru vaca de lapte aceia 73 de euro. După aceea știți, primii s-au acordat pentru 600 de mii de vaci. Nu s-au încadrat, s-au încadrat la 290. Am făcut întâi către minister de la asociație să ne se dubleze suma. O zis că nu sunt de acord. O mai vărât, doar știți prea bine. Pentru 5 vaci chiar o rămas sumă, ca să nu pierdem bani pe hârtie aceea, s-au mai dat 30 de euro care nu s-au pierdut bani. Acum o întrebare pentru dumneavoastră care vreau la revendicare acolo. Nu înțeleg materialul seminar, că știți ce înseamnă, da. De ce în România are adaus TVA din 19%, de 19%. Când toate produsele agricole, absolut, tot 9%. Materialul seminar este 19%, doar știți prea bine, orice fermier care are performanță și are fermă, care face cu sexat, este destul de scump sexatul, doar știți prea bine. Are TVA din 19%. Domnul Siminic, am și o întrebare pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Cu cea mai mare plăcere. V-am auzit expresia procesatorii noștri. Păi procesatorii ăștia ai noștri nu sunt din România, nu sunt semenii noștri. Cum sunt capabili ăștia să ia de la fermier cu 1,20 lei maxim și după ce ia smântâna și caimacul de el, să-l vândă cu minim 6 lei? Ăștia suntem noi românii, domnule, ne furăm și ascultați, unii pe alții. Ascultați că nu știți ce vorbiți. Deci și el are costuri, are angajați, are lumină. Deci cine e mai multă parte o e vânzătorul. Eu știu, eu am fost în fabrică. Deci și un procesator... Replica, domnule, ceea ce mi-a zis. Dați-mi voi să dau replica ce a zis. Eu am avut discuții cu procesatorii la noi extraordinar de mult. Țineți minte că fără laptele nostru, ei chiar dacă aduc bașchiu, nu-l poate procesa din afară. Deci fără calitatea laptele la noi. Încă ceva. Dar de ce nu ținem la presă? Nu intrați peste el, că e la telefon. La Săveni este un lapte cu brand. Ăla niciodată n-a să-l poată să-l importe, că este brand făcut ca să-l poate. La noi, la Botoșan, la Săveni, este cașcavalul de Săveni. Ăla este un brand, da, de un european, trebuie lapte numai de la noi. Deci numai de la noi. Bine, mulțumesc stimate pentru... Stimate coleg, am fost pe data de 16 la întâlnire cu toate asociațiile care răspundă animale de România,
și am cerut și voi susține în continuare ca prețul laptelui în România să fie pe model francez. 40% producătorul, 40% procesatorul și 20% comercial. Foarte corect. Când mai mergi la protest, o vin și eu. Domnule Muscă, domnule Muscă, mă ascultați un pic? Da. Domnule Muscă, dacă în România, că toți ne cer să spun că noi suntem cei care cerim, noi suntem cei mai năcăjiți, noi fermieri suntem. Domnule, mie nu-mi trebuie nici subvenția numănui, să-mi dăi munca mea, ceea ce produc să-mi dăi. Ei dacă nu-mi dă, dacă statul român vrea ca să noi să avem lapte, să producem lapte cât mai mult, ar fi bine să ne dea o subvenție de lapte sau cel puțin. Știți că în România la vaca de lapte nu există un cost pe vaca de lapte, litru de lapte la ora actuală. Uitați-mă date statistice, arătați-mi mie costul de producție la vaca de lapte. Nu, că diferă de la fermă la fermă. Diferă de la fermă la fermă. Dar eu dacă am cerut acest lucru 40% din prețul de la raft, adică este, îmi dai 40, dacă e 10 lei, 4 lei să ia producătorul, 4 lei să ia procesatorul, 2 lei. Și 2 lei să ia comercial. La protestul ăsta vin și eu cu 500 de fermieri. Da, deci, noi când vom înțelege că trebuie să aducem, ascultați-mă numai un pic, două secunde. Domnul Siminic, două secunde. Domnul Siminic, nu monopolizați dumneavoastră discuția acum. Ascultați două secunde. Noi când vom înțelege toți fermierii că trebuie să aducem vaca în București, aici, să le aducem cu camionile și oile, să le vadă măcar domnii noștri miniștri și cei care fac ăsta, că deja avem mai mulți în ministere ca câte vaci avem și ca cât porci. Să vadă aici ăsta, să urle vacile și oile măcar două zile. Păi atunci se vor trezi. Până atunci nu-i doare decât de alegeri, nu-i doare de nimica, pentru că ei știu că dacă noi vom merge, vom mai aduce bani. Mulți nici nu mai vreau să mai asculte de România. Când am zis să scoate măcar o lună în fermă, n-a fost de acord cu mine. Cum o scoate? Lună în fermă, obligat să dar merg nu să vin, lucruri. Cine vine? Obligat, îl trimite și bun, hai să revenim și la domnul Marincea, că a vorbit mai puțin în seara asta. Domnul Marincea, produsele astea pe care le-ați adus împreună cu domnul Muscă, unele sunt din fermele dumneavoastră, altele sunt achiziționate. Cât mai se vinde, domnule, litru de lapte și cât mai se vinde kilogramul de grâu în momentul de față? Kilogramul de grâu, din ceea ce știu eu, undeva în jur de 80 de bani, iar litru de lapte este sub 2 lei. 1,60 lei, 1,50 lei, 1,70 lei. Și costul de producție cât e? Este peste 2 lei. Peste 2 lei. Chestiunea este că am spus, de cantitate. Noi dacă ai cantitate mai puțin, noi, ai preț mai puțin. Noi lucrăm. Dacă ai cantitate mai mult, ai preț mai mare. Lăsați-mă să vorbesc și eu, ca să tot vorbim și dumneavoastră. Din zonă, vă rog eu frumos, aveți respect și față de domnul Marincea, da? Știți, la noi în țară știam că ardelenii sunt mai molcom, mai, iar noi răgățenii suntem mai agitați, mai aprinși, așa. Dar văd că s-au schimbat cu schimbările astea climatice, s-au schimbat treburile. Ne-am corcit. Nu știu ce ați făcut, dar nu ați dat voie să vor. Eu am spus cuvinte de când am venit aici. Nu am venit să spun, nici să fiu acuzat. Dumneavoastră a spus că ați lucrat cu fata dumneavoastră acele produse. Nu, fata singură. Fata singură. Unde ați spus că lucrează fata dumneavoastră? La Agenția Zonelor Montane. Ce este? Consilier superior la centru. Cum a intrat domne acolo? Cum a intrat domne acolo? Păi ce politică ați venit dumneavoastră să ne faceți aici? Că chiar m-a apucat toate cu examen. Haideți domnule, lăsați că ați venit aici să ne faceți o politică, da. Să spuneți ferci pentru prostii. Hai măcar la final să nu vă certați între dumneavoastră. Că sunt prietenul și colegul lui. Dar sunteți în aceeași asociație. Deci am tăcut din gură, dar asta chiar este așa, lipsit de bun simț ca să veniți. De câte ori am intrat eu să vorbesc, ați intrat dumneavoastră, am spus trei cuvinte. A intrat dumnealui, nu se poate. De când sunteți titulare aici, mă lăsați pe mine care e prima dată să vorbesc, domnul, și după aceea că dumneavoastră vorbiți de 5 luni aceleași povești. Să vorbim avioane care nu... Bun, gata, vă rog mult, dacă nu mai avem decât puține minute. În concluzie, cu oliva aceasta, practic, reprezintă strigătul de disperare agriculturii românești și a noastră agricultorilor. Minte, pentru că foarte mulți sunt la și nu mai sunt mineri. Așa vor îngropa vaca, porcul îngropat, va fi un sfârșit a zootehniei românești, din păcate. Haideți să mai vedem o dată imaginile astea. Deci, dacă nu se vor trezi, tot se va mânca din import. Uitați, ce bine acum, că totuși e cruce ortodoxă, nu e de alte religie pe cruce, tot aceea, e principalul, dacă poți duce, ne-ați făcut o Muscă. Cruce, numai s-o putem duce. Așa, poate ne ajută și colegii, ia uitați ce cadru, asta e
Ăsta e mesajul dumneavoastră. Sper să-l înțeleagă toată lumea, că nici nu cred că greu și foarte complex în același timp. Da. Oferiți-mi și mie mesajul meu și nu mai vorbesc deloc. Păi să termină emisiunea. Acum, cu asta încheiem, dacă îmi permiteți, pentru că astăzi este totuși ziua îndrăgostiților și vine azi, mâine, o marte. Nicicare dintre noi nu puteam ajunge să fim aici fără părinți. De aceea închei cu cine are părinți, pe pământ un gând, mă aude și în somn, ochii lumii râzând. Că am fost sau că n-am fost cu minți, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. Ce părinți, niște oameni și ei, care știu dureros ce e suta de lei, câte trudă în plus și când ne somn, ca să-și vadă copilul cu o treaptă mai om. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Un cuvânt de final și pentru domnul Vasile. Ce să spun, sunt dezamăgit total pentru că nimeni nu ne aude. Deci de atâți ani de zile s-au făcut proteste și ne-am dus tot mai jos, tot mai jos. Eu zic că nu avem cale de scăpare. Deci așa, asta se voiește și nu vom avea nicio cale. Ne va lua pe unul câte rând și până la urmă... Câte prinuța. Animale mai aveți în momentul ăsta? Acum nu mai am, cu vițele cu tot maxim 10. Și renunț la ele numai pentru casă, că nu are rost. Și ați avut câte? 60? 60. De la 60 ați rămas păi da, cu 10 și rămâne... Păi da, au fost ținute, eu n-am avut pășuni, au fost ținute 360 de zile. Cât cereți produs... pe o vacă? Domnul, cât cereți pe o vacă? Păi am avut vacă și de 2000. Păi astea 10, cât cereți pe una? Dar nu, astea încă-s vițele, încă nu-s vaci. Dar păi ele cât cereți pe o păi nu le vând încă, până îi vine vremea. Deci când îs gestante, veniți, vă dau cu 2000 de euro gestante și vă dau vacă cu genetică. Nu sunt capabil de așa. Păi ai, vezi? Nu sunt. Am înțeles. Sunt la 2000 de euro. Nu mă bun, aia că trebuie o capră să amargă să ia subvenția pe pășune. Domnul Marincea, o concluzie. Concluzia este că în țara asta nu se mai vrea să se muncească, deci nu vor să ne mai lase să muncim. Asta este concluzia mea. Pentru că... Uitați, domne, și la mine palmele, la 4 și jumătate mă trezesc în fiecare zi și scot bălegarul 365 de zile din 365 la vacile cu lapte. Lăsați-ne cu palmele dumneavoastră și cu politica pe care o duceți dumneavoastră. Îmi cer scuze, vă mulțumesc pentru această oportunitate că am fost prezent alături de dumneavoastră aici, domnul Ghinea. Mulțumesc și eu. Domnul Muscă, scurt. Domnul Ghinea, se vede clar acum, și deci eu eram convins, știam situația cum să perind în această țară, încă o dată mi-am dat seama de ce nu funcționează agricultura de România, pentru că suntem așa cum suntem, dezbinați, suntem oameni care nu ne putem înțelege, vedem precum calul fiecare sector, dar aici sunt mai multe sectoare care sunt în mare dificultate, nu se mai poate salva, pentru că vă spun de acum cea mai mare durerea mea și informații de pe care le am, este posibil nu că va fi 50-60 de bani kilogramul de grâu cum umbră acum toți să facă contracte și s-ar putea să nu-l ia nimeni. Și vom rămâne cu toate culturile în câmp, cu investiții de miliarde, eu am cel puțin 35 de miliarde băgați acum 570 de hectare, mi-e teamă că n-am să mai pot să scot banii și să mă duc în faliment, înseamnă că trebuie să vând toate utilajele pe care le-am și eu și am dat 1 milion de euro pe ele. Am trudit, nu am niciun proiect european. Tot a fost numai... Vaci mai aveți? Vaci am încărcat, dintr-o 150, mai am vreo 60 de junici, să văd ce pot să fac. Mi-e milă de ele că sunt pline cu viței și că altfel le încărcam și palea la abator. Dumneavoastră, cu cât vindeți? Dacă dați la abator, eu vă dau prețul cu ceva în plus. Bun, hai că asta o discutați după finalul emisiunii. Ce am dat așa. Am înțeles, gata. Haideți în direct, dacă să fim solidari, mă duceți și până la mine la gara, că eu trebuie să prind trenul să mă arătați. Bine, haideți că ne ocupăm noi de un Uber, de un taxi, de ceva, vedem. Gata, mulțumesc mult participanților, mulțumesc și telespectatorilor. Mâine seară ne revedem tot aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Emisiunea Agricultura la Raport v-a fost oferită de Adama.